Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția celor interesați noi locuri de muncă. Începând de astăzi, sunt disponibile peste 150 de oferte. De la începutul acestui an, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul AJOFM Mehedinți, 161 de persoane s-au angajat, dintre care 70 sunt femei. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate un număr de 154 de locuri de muncă declarate vacante astăzi, 5 martie 2021, de către mai mulți angajatori, după cum urmează. Ajutor de bucătar 3, administrator 1, administrator imobile 2, barman 2, bufetier 2, bucătar 2, contabil 1 loc, coafor 1, dispecer 6, diriginte de șantier 1, dulgher 7, economist 1, electrician 1, firar betonist 4, finisori interioare 5, femeie de serviciu 8, gestionar 2, inginer electromecanic 1, inginer mecanic 1, inginer chimist 1, instalator 3 locuri, lucrător room service 1, lăcătuș mecanic 1, laborant 1, lucrător comercial 1, lăcătuș mecanic întreținere 1 loc, măcelar 1 loc, mecanic 2 locuri, muncitor necalificat în domeniul industriei ușoare 1, mecanic de utilaje 1, manipulant mărfuri 1, necalificat pentru vopsitorie 1 loc, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 24, necalificat în construcții 5, mașinist mașini mecanică ușoară și grea 1, muncitor necalificat în agricultură 1, operator confecționă îmbrăcăminte 1 loc, operator fabricare mezeluri 1, ospătar 10, operator calculator 1, pompagiu 1, recepționer distribuitor 3, șofer 10, supraveghetor hotel 3, sablator 3, spălător auto 3 locuri, stivuitorist 2, sudor 1 loc, tubulator naval 1, tâmplar universal 2, vânzător 1, vopsitor industrial 4 și 9 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. De la începutul anului, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, fie pentru a fi înregistrate ca și indemnizații sau neindemnizații pentru diverse măsuri active de combatere a șomajului, a fost de 467 de persoane. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 154 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți.